Ne auzim? Bună seara, domnul Dan. Bună seara. Domnul Mircea și... Ați fost? Da, m-am dat eventualilor invitați ai dumneavoastră. Deocamdată invitații sunt în culise și le mulțumim că așteaptă cu minții deznodământul acestei discuții absolut incredibile și imprevizibile. Este adevărat că Mariana Moculescu v-a surprins făcând sex cu un băiat? Da, da, a omis un amănunt. Băiatul ăla era chiar ea. Și a făcut schimbare de sex? Da, băiatul ăla era chiar ea atunci. Păi și cum? A intrat de două ori pe ușă? Cum adică? Da, okay. Ea s-a surprins cu ea. Fost. Eu mă bucur. Pe mine nu mă deranjează tot ce spune ea, pe mine mă amuză, că nu e nicio problemă. Este o mitomană, o mincinoasă. În primul rând spunea că nu e la televizor, după aia dați imaginile mai așa, că se văd acum. Adineori ea spunea că n-are televizor și că nu vede. Nu era în apropierea unui televizor, s-a dus la televizor și s-a uitat. S-a dus vis-a-vis la act. La etajul 5, la vreun vecin pe acolo. Mă rog, e bine așa. Că a reușit să facă rodul un televizor. Nu asta e problema. Da. Problema este că... Vreau să vă fac o legătură. Eu sunt la mine acasă, în Brezoianu 57, a etajul, în apartament. Ea acolo nu are curent electric, așa e. Mai fură din când în când de la Moculescu. Domnul Niculescu. Auzi, băi, securistule, tu ai auzit vreodată de partaj? Nu. N-ai auzit niciodată de partaj? Tu n-ai nimic par marș? Că tu n-ai ce să partajezi, fiindcă n-ai nimic, niciodată n-ai avut, decât chiloții pe tine și eventual un sutien. Dar da, plâns, mă, că ai avut prima relație de dragoste cu mine în pat, aia plâns pe umărul meu, pe umărul meu. Dar auzi ce scrie în clip. Aceasta spune... De ce ai plâns pe umărul meu când ai făcut dragoste pentru prima oară cu mine? De ce ai plâns, mă? Am vrut să mă dau cu capul de pereți de prostie mare ce am făcut. Da. Dar până la urmă mi-a ajutat Dumnezeu și a scăpat de o trăsură. Un bărbat în momentul în care iubești o femeie. Până la urmă Dumnezeu m-a ajutat și am scăpat de o trăsură. A plâns de emoții. Vă rog frumos, haideți să nu folosim cuvinte. Nu vreau să, în primul rând, că nu vreau să ne întindem foarte mult cu discuția, pentru că mai avem un invitat. Scurt de tot, ce a scris în ziarul de astăzi? Da. Aceasta spune, dânsa, spune... În paranteză, olandezilor spune. Aceasta spune că adoră să facă sex în fața webcam-ului. Așa. Să leagă la mare fix, dacă vă uitați pe YouTube, confesiunea unei prostituate. Cum spune că vedeam în jurul meu unde eram cu ăla și mi-am prins agrafa în păr și dă-i transpirații și vedeam în jurul meu numai camere. Mhm. De la Cancan m-au întrebat că e în stare de chestii din astea? Zic, domne, e în stare de orice. Am văzut declarația dumneavoastră de ieri. Asta, uitați o legătură scurtă care am făcut-o eu, repede. Păi, mă rog, e cam străvezie legătura, dar mă rog, nu să zicem că mergem pe ea. Nu aveți o altă dovadă, nu aveți, că așa să vă întrebe despre fosta soție cu care, oricum, toată țara știe că sunteți în scandal, e normal că alt răspuns nu putea să dați. Da, domne, e în stare de orice, că sunteți dușmani acum. Ia uitați, mă uit la poze, e 100%, cum poate să te mintă? Știți cum e aia? Hai că vă spun pe aia bună. Curva, dacă o scui prin gură, zice că plouă. Mă rog, asta sunt deplasate. Aveți niște vorbe de duh, care ne surprind. Eu aș vrea să nu vă îndepărtați de subiectul... Soția lui și mama copilului. Eu vreau să vă spun ceva. În perioada în care stătea la mine, ea și cu fetița, cu Nidia, vorbiți pe rând. Vă rog. Deci în perioada în care ea stătea la mine cu Nidia... Leticia, vinerea, este lesbiană și că de-aia e divorțat de ea. Vinerea, împreună trebuia cu să ducă fata femeie. La Moculescu, în vizită, că avea... De ce ai spus despre mama copilului era vizită. Este lesbiană? Opriți nebuna aia, că eu nu pot să vorbesc de unul singur. Vă rog, Geabra, numai... Oprește-te puțin să vorbesc și eu un pic de și pe urmă mai vedem. Despre mama fiului tău, deci, că domnul lesbiană? Da, spuneți. A dus fata vinerea, ca de obicei, la Moculescu, că mergea în vizită fata. Și n-a mai venit nici vineri, nici sâmbătă. A venit duminică, stoarsă, galbenă, nebunită, obosită. N-am vrut să o întreb. Uite așa, că n-am vrut să o întreb unde a fost și de ce n-a venit și de ce e obosită. La o săptămână, că ea nu ține, secrete. 10 secunde, Mariana. Deci la o săptămână, singura a început să-mi povestească cum s-a dus cu 3 turci. Cine s-a... Mariana s-a dus cu 3 turci? În preajma unui casino... În zona universității. Eu n-am vrut să o cred, nici n-am băgat-o în seamă. La o cafea? Unde s-a dus? Cum a zis ea, să nu o fi. Dar... Unde s-a dus cu turcii? Are predispoziții.
Cu turcii, unde s-a dus? Poate s-a dus la o cafea, nu, ce, turcii nu sunt oameni? S-a dus cu turcii la o cafea și a venit fleșcăită de acolo. Păi o fi fost cafea proastă. O fi fost cafea turcească. A fost cafea turcească. Domnul Niculescu. N-a fost la nisip, a fost ne putem întinde la nesfârșit, fiecare aruncă cuvinte grele. Importantă este această discuție, începutul acestei discuții, pentru că Mariana a adus o acuză extrem de gravă, dumneavoastră ați primit-o cu zâmbetul pe buze, acum încercați, mi se pare, să ne faceți, să o luăm pe altă stradă. Problema este, acuzația este gravă, o lăsați așa să treacă, ați făcut sex cu un băiat de 18 ani, spune Mariana Moculescu. Păi ea trebuie să vină cu ăla în instanță, nu vă dați seama că eu nu las așa. Păi să vină cu băiatul ăla. Cine păi dă un să-l ia. Păi dă un să-l ia. Treaba ei, nu știu, să vedem. Dar de ce n-a spus, de ce credeți că a făcut această afirmație și n-a spus că a făcut sex cu o capră sau cu habar n-am? Nu, dar eu din ce mi-am adus aminte, știam că băiatul ăla e ea la timpul ăla. Păi. Nu e bună asta, mai lucrați la ea. Altă apărare aveți? Nu, mă. Nu mai vreau să mai lucrez la ea, dacă m-ar plăti cineva în aur. Nu vreau la Mariana, la ce ați spus? Ok, Mariana. Trebuie să încheiem. Îți menții această afirmație, da? Extrem de dură, care iată că aduce alte acuzații. Ea e sare de orice prostie și porcărie. Nu v-ați dat seama de ce calitate josnică e aceasta? Uitați-vă la ea, că e ea, nu mai e altcineva. A spus bine, a spus foarte bine. Seamănă unul la unul cu ea, că ea este, nu e altcineva. Da. Și face ce vrea cu viața ei. Corect. Dar nu te mai rupe în figuri și în bășin pe acolo prin televiziuni. No, vă rog, oprește-te, du-te dracului și du-te și vezi-ți de treaba ta. Vedeți? Aruncă-te, du-te la Galați și aruncă-te gata. Pe Dunăre. Domnul Niculescu, vă mulțumim, e de ajuns. Escaladăm discuția și nu are rost. Vă mulțumesc o seară plăcută. De ce lăsați prostul ăsta, prostalău ăsta? Mariana, 30 de secunde. De ce lăsați voi un tâmpit să intre pe un post și să vorbească atâtea... Nu avem dovadă că e tâmpit, este un domn. Pentru care motiv lăsați? În primul rând că e bărbat, da? Tocmai. Ce exemplu dă el, ca bărbat, că e plin de mitocani și de brute în țara noastră? Ce exemplu lăsați voi pe televiziune să acum rețin nouă morală, Mariana. Mitocania bărbatului român, printr-un prost ca ăsta. Acum, tu spui că l-ai prins cu un bărbat în cameră făcând sex. Mai spui că soția era lesbiană. Da. Adică este o avalanșă de acuze și de mitocănii printre care ne-am rătăcit și noi. Nu mai reușim să vedem pădurea de copaci. Oricum, încheiem aici cu... Nu știu ce să zic. Vreau să vă spun un singur lucru. Nu întâmplător au dat divorț de acesta cele două soții ale lui. Am înțeles. Și prima și a doua. O să-i las pe colegii mei din emisiunile de mâine să continue acest caz, pentru că sigur vor tăbărâ toți. Este de-abia începutul unui enorm scandal, așa îl simt eu, pentru că acuzele din această seară sunt extrem de grave. Îți mulțumesc. Dacă este cazul, ne revedem și ne reauzim luni seară aici la noi în studio. Poate până luni te vei duce și pe alte emisiuni. Să ne spui dacă ai făcut recurs. Da, aia e important. Rest e cancan. Ok, îți mulțumesc.